Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Cazino. Haideți să vedem ce au făcut marmotele în București. Sartare. Ne-a dus domnul Richito la prima probă, care spre uimirea și bucuria tuturor am ajuns la o sală de fitness din București, pentru că acolo merg toți barosanii. Am intrat, ne-a așteptat Richito, el plin de energie, noi nu. Veți avea de parcurs 20 de kilometri în 40 de minute. Cumulat toți. Da. Ok. 500 de metri s-ai mei. Ne și bucuram, dar ne-a și întristat un pic. Eram la mod, și ce o să facem și cât o să alergăm, dar ne era și puțin fomiță. I hate this so much. Și când dimineața la 7, dar ce mai suntem capre de munte? No, Doamne, să alergam pe loc e ceva pe care pe mine mă depășește de mult timp. N-ai înțeles, așa fac barăstani. Doamne fere, tu vezi pe Bill Gates că aleargă? Da. Unde? Arată-mi tu clipul mie, clip cu Bill Gates alergând. Mai repede un pic, dă-i la 10. Du-te, trebuie. Faci mai repede kilometri. Nu! Faci asta până mâine. Mor! El are bandă acasă, dar și-o sucă rufele. Are, știi, cum sunt alea mânerile alea două? Și-a pus niște sârmă așa și își pune acolo, știi? Și de drum la bandă și aia face aer așa și usucă hainele. Mă filma că s-ar țâțele. Nelu nu e gras. E puțin peste medie sau îi place să mănânce. Doar că are puțin pieptul mai proeminent decât alți oameni. Te ustură sârcurile. Dacă mă ustură sârcurile... Se mor. M-ai întrebat dacă mă ustură... Bă, pe Nelu nu ustură sârcurile. Și cumva... A intrat în aplicare fizica și forța de frecare. Pentru că nu e obișnuit sânul cu alergat. A început să-i frece că la un moment dat ieșise. Ai ieșit scântâi de aici. Băi, de mor, mi-a luat smâr cu foc. Serios? Îmi sar țâțele, ce vrei? Te dor sânii, jură. Nu, mi se mă ustură sfârcurile de la tricou. Unde ai auzit vreodată? Bă, nu mai pot să alerg. De ce? Mi s-au întărit sfârcurile și se freacă de tricou. Ce? L-am văzut că la un moment dat făcea fix asta, ca să nu-i mai atingă hainele de așa, era la dansul popular. Îți spun, ăsta dacă era la o olimpiadă, nu se difuza. Adică ceilalți alergau și el era un alergător blurat. Dar nu merge să alergați! Alergă tu pe scăria! A, vezi cum e la proba cu mâncarea, că noi ziceam bagă, baby bagă și tu vorbeai că che. Cum e acum? Te văd cu bucălăie la sală. Eu știu ce face bucălaie. Ia dintr-o parte, face niște chestii pe aici, niște nu știu ce. Cum îți explici tu? El face sală de un an și ceva și arată fix la fel. Ia uite, alerg! Îți place? Știi că se zice că mușchi are memorie. A lui sunt retardați total, deci sunt proști rău, are mușchi proști. Deci nu mai am o pulsul iat. Voi mă vedeți? Adică doar mie mi se pare că eu vă văd și că trăiesc, dar eu nu? Bordea? Mă mai vezi sau am murit? Că văd că puls nu mai am. Mă! Tu, Teodora, nu-i simte pulsul. Eu am crezut că e moartă la început, dar acum merg pe Cyborg. Teodora Nedelcu e trimisă de chinezi să ne asculte. Hai! Dăm 20 de kilometri! Ce dracu de mașină, dăm 20 de kilometri acum! Nu mai da mâinea, că nu-i păcănea. Dă-mi toși de S-a rugat la bandă, dă mâncați-și gura aia ta să trec. Dacă trec de ziua de azi, la cât am mâncat în episodul trecut. Ție ești de vină. Tu, pentru tot asta, tu. Că am copici. Tu, nu! Hai, mă, Nelu, că să fie fain. Hai, mă, Nelu, că ne distrăm. Da, îi smulg sprâncenele de pe față. Pentru Nelu, grăsul Nelu, alergăm ca să slăbim siluete să muncim. Nu! Nelu, Nelu, pură Nelule. Slană, slană. Chiar sunt mândru de el, chiar sunt mândru, pentru că eu trag de mult de el să meargă la sală să facă cardio. Mai văd, mai văd! Ricky, cât mai e? Încă un pic!
Atenție, aveți încă minute! Tu-s minutele, Ricky! Ziceai că s-o babă în puii mei la moaște, la Sfânta Parascheva. Așa mergeam, jur. 5, 4, 3, 2, 1, Chiar am văzut-o că e, frate. Chiar, bravo, Nelu. Mersi, Nelu. Bravo. Nu ți-a părut că tu ai fost cel mai chinuit și cu Teodora? Ba da, eu am făcut 2500 și ceva de scări. Care? 150 de metri înseamnă. 100 și ceva, 200 și ceva de etaje, nebunule. Am mers cu Colinda pe intercontinental de mai multe ori. Am stabilit recordul la urcat scări în acea sală. Și anume 40 de minute de urcat scări la viteza 8, după aia 10. Pentru oamenii care fac sport, să uită, acum înseamnă mult. Adică am urcat 3000 și ceva de trepte. Asta înseamnă 300, aproape 300 de etaje. S-au descurcat excepțional. Mai zine. Excelent. Și ai două minuni acolo, sau ce ai? Se numește wow wow. Wow wow. Da. Wow. E ceva misterios în antru. Hai să vedem. Primul wow. Primul wow. Yeah. Cel mai scump parcare din București. Wow. Cât este prețul? Ce frumos. 39 lei pentru 15 minute. 39 de lei pe 15 minute? Via lui Bogățel. După este, hai să vedem. Cel mai scump nota de plată din nota București. De plată? Cea mai scump. Nota de plată? Asta este 476.000. Da, 476.000. Deci, din nou, bravo pentru voi. Foarte, foarte bravo. Știți că e obosit. Hai să restul puțin și trecem la proba din nou. Hai! Haideți! Mărmutere! Mărmutere! Go! Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Cazino.